filmările Survivor All Stars s-au încheiat, iar concurenții sunt toți în România. ProTV a făcut anunțul despre marea finală. Surprizele se țin lanț la Survivor All Stars. Săptămâna aceasta, faimoșii și războinicii vor bifa unificarea, dar ProTV tocmai a mai făcut un anunț, de data aceasta legat de marea finală. Săptămâna aceasta, fanii Survivor All Stars vor avea parte de o bornă de neratat unificarea triburilor de acum, concurenții vor trăi pe o singură insulă, însă vor avea un gând clar să facă totul pentru a ajunge în finală și pentru a câștiga trofeul și marele premiu de 100.000 de euro. La faimoși și-au mai rămas în competiție zani. Ana Porgras, Ștefania Stănilă, Teje Miles și Ana Maria Pal, iar la războinici, după eliminarea Lolei Crudu, au mai rămas Ian Sterp, Sorin Pușcașu, Ștefania Stănilă, Alexandra Dul, Robert Moscalu, Alex Stelea și Andrei Ciobanu. Cu toate acestea, în Republica Dominicană s-a șternut pentru moment liniștea. Filmările s-au încheiat, iar concurenții au revenit de astăzi, 15 aprilie, la viața lor, toți fiind acum acasă, în România. Daniel Pavel, prezentatorul reality show-ului, se pregătește și el de revenire, urmând să ajungă în țară în curând. Aventura dominicană este departe de a fi încheiată pentru concurenții Survivor All Stars. Aceștia vor reveni în țara care le-a devenit casă pentru câteva luni. Pentru marea finală, la momentul potrivit. Finala va fi live din Republica Dominicană.